Neața lume a ieșit episodul 7 la Jigokuraku, hai să vedem ce se mai întâmplă în acest anime. Anime care începe fix cu faza aia din episodul trecut, cu gagicile astea două, dacă mai țineți minte. Și una dintre ele zice, ce fac oamenii aici? Și băiatul ăsta cu sabia zice, cum adică? Asta a sunat de parcă voi n-ați fi oameni. Ei bine, amici, ai fi surprins să afli. Ce drăguț, zice cealaltă. Da, 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 drăguț. De ce nu veniți să vă jucați cu noi? E foarte rar să vezi oamenii ajungând atât de departe. Și ce să vezi, blonda s-a transformat în blond. dab era băiat. și zice că o să-i omoare pe fraier. Apoi la Gabimaru și grupa lui, el zice, bă, nu contează pe cine găsim în satul ăsta, ce contează este dacă sunt prieteni sau inamici. Iar apoi era o fată care pândea de după un copac. Și Gabimaru o vede, fuge după ea, o prinde de glugă, îi dă gluga jos și vede că e doar un copil. Și apoi apare un copac cu o bâtă în mână. What? Îi atacă grut. <laughs> sau Hashirama. Yuzuriha se uită și zice, bă, ce creatura asta bonsai, nu-i bonsai, amice. Fata fuge, Gabimaru zice, băi, trebuie să mă duc să prin fata asta că poate știe ceva despre insulă. Ocupați-vă voi de monstru. Și zice asta împingând monstru peste ei. Și lasă pește așa. Sagiri fuge și ea zice: "Bă, nu pot să las pe Gabi Maru singur, descurcați-vă." Rămâne ăștia se bată cu copăcelul. E hai fur ochelarii lui ăsta și zice: "Băi, lasă-mă că vreau să văd dacă pot să-l bat pe fraier ăsta cu ninjutsu meu." Și începe asta să transpire, nu știu, ies draci din ea. Gabi Maru alergă pe asta mică și la un moment dat o ajunge și zice: "Hei, dar te pricep la alergat prin această pădure." Și face asta o întorsătură, lea de mână și dă cu el de pământ. Gabi Maru zice: "Bă, ce naiba, cum de mare edicat copilul ăsta cu mâinile ei atât de mici, e, e, e Gabi Maru. Sagiri strigă la ea, zice: "Bă, stai că nu vrem să te rănim, nu vrem să-ți facem rău, vrem doar să te întrebăm câteva lucruri." Ok, se oprește. Mă, și se întoarce să-i dea un pumn lui Sagiri. Dacă ați văzut clipul cu Jigokura în cu 40 și ceva de minute, totul se întâmplă exact cum a zis acolo. Băi, bă, genial, să vezi totul cum se întâmplă în anime. Se întoarce să-i dea un pumn, dar îl prinde Gabi Maru, doar că are atât de multă forță acel pumn. O, uitați vă numai cum îi bagă valul ăsta de energie prin el și îi dă, îi dă bleeding. Și zice că a găsit o grămadă de lucruri dubioase pe insula asta, tipa asta, monștri, statuile acelea din piatră, satul, mă, ce se întâmplă aici? Apoi zice că nu știu dacă ești om sau nu, dar arăți ca un copil și este posibil să nu fiu atât de dur cu tine. Dar să știi că <gântu -i> și eu sunt disperat că el trebuia neapărat să găsească elixirul, să se întoarcă la nevastă sa, deci îi și el disperat și ar putea să uite că e un copil și să-i dea patală. Atunci o leagă cu buruienile astea și fata începe să plângă. <gântu -i> zice, Sagi, normal că plânge, măi, Gabi Marule dă-i drumul, ok? Și dă drumul la fată o ia Sagiri în brațe și o calmează, pare și Yuzuriha zice, bă, da, ce vă distrați voi aici, noi ne a lăsat să ne batem cu copăcelul. Și se gândeau ce să facă cu fata. Păi să o întrebăm despre elixirul vieții. Ok, dar nu putem să o întrebăm nimic până nu se oprește din plâns. Ei cineva care se pricepe la avea grijă de copii, se ridică maocaiul și zice, bă, da, dați-mi o mie. Vă duc eu un sat, vă zic totul despre elixir. Iuzurica zice, bă, nu mulțumesc, ar putea să fie o capcană. Nu, bă, că am mâncare în sat. Nu păcălești cu mâncare. E bine, avem și o baie în sat. Bun, gata, hai să mergem. <laughs> direct, bă, direct, fără ezitare. S-a întreba pe Gabi bă, e ok să avem încredere în cineva pe care nu-l cunoaștem. Păi nu contează cine este atât timp când ne duce la elixir. E ce Plus dacă încearcă să facă figuri, îl dărâm imediat. Ajungă ăștia în sat, 99% ceață, că toate dărâmate. Copacelul zice: "Acum mie de ani, să știi că nu arăta așa rău." Wow, 1000 de ani. Intră la asta în casă și zice: "Iau, te bă, ce decorațiune avea ăsta aici așa, borcane, oale, tot felul de din astea și nu erau crăpate sau ceva arătau bine." Gabimar vrea să întrebe ăsta despre elixir, dar Iuzilha se bagă și zice: "Băi, primul și primul lucru, baia." unde este baia. Ia uite cum s-a băgat în baie. Apoi vine Sageri să se bage în baie cu ea, pentru că na, asta ei, n-a vrut să se bage că la fi băiat. Vine tipa asta mică, o să zice în Sakura, că seamănă cu Sakura. <l> Zici că e Sakura care era mică. Și aduce niște prosoape, pe cârpe, naiba să ia. Asta e ăsta, a primit un bol din ăsta cu apă, Gabi Maru zice: "Bă, nu bea din el, că nu știu dacă e bună sau nu." Adeptate. dreptate. vine ăla și cu mâncare. Ia uite, piersi că mere pere toți dracii. Asta era atât de flămând, uite, știi cum îi curge apa din gură, ce Gabi Maru. Bă, dacă ești atât de disperat, mănâncă, bagă, nu mai sta. Nu sunt otrăvite, zice Mauca. Eu până și cura mărâncă din ele. Și Gabi Marul întreabă, hai mă, zine și nou despre lexirul vieții. Doar că n-apucă pentru că vine Iuzuriha și zice, ce ați făcut, cum ați început să mâncați fără mine? Dă și mie să mănânc. Și se pun cu toții să mănânce. Și începe copăcelul să ne explice despre insulă. Zice, măi, nu știu cum numiți voi sau cum numesc oamenii insula asta, dar noi spunem Cotacu. Sagiri zice, băi, foarte diferit de Shinsenkyo despre care auzisem eu. Ba, o fi, nu știu, zice copacelul. Eu n-am plecat de pe insulă, deci nu știu cum, cum se zice în afara insulei. Vă lăsați, mă, prostile, ce Gabimaru. Elixirul vieții există sau nu? Normal că există. Ok. În legenda elixirului, noi îl numim Tan. Sursa vieții eternale, elixirul vieții, whatever. Ei zic Tan. Pe păi și unde e Tanul ăsta? Fiți atent numai. Insula îi divizată în trei regiuni. Malu și pădurile de acolo care se numesc Eishu. Apoi bucata asta unde este orașul, numită Hojo. Și bucata din centru numită Horai. Acolo e și elixirul vieții. Mamă și Gabimaru aici zice, dă-te încolo, elixirul vieții există. Asta înseamnă că pot să-mi văd nevasta. Dar, întreabă pe copăcel, ai văzut vreodată elixirul ăsta? Ai dovadă că există și că merge? Mă, poți să te întâlnești cu ei. Și odată ce faci asta, o să înțelegi că există. Ei, care ei? Tensen. Uite-l pe Tensen. Erau frații ăștia doi și îl tăiasă pe fraierul ăla, care era băiat, nu fată. Doar că se regenerează, uite. Se face din plante înapoi. Și scrie aici că ăștia nu mor, nu îmbătrânesc. E pe exact ca zei. Mereu frumoși, mereu perfect. Și după aia încearcă asta să-i mai dea una cu arma lui degeaba, că îi o distruge. Pe fundal, copăcelul le explica că voi v-ați bătut cu creaturile alea până aici. E, alea pisici <laughs> pe lângă Tensen. Probabil vă întrebați că de ce vă spun toate lucrurile astea. Ei bine, e ok din moment ce Asta o să fie ultimul lucru pe care o să-l aflați. Copacelul crede că ăștia o să moară cu toți aici. Că toți oamenii care vin pe insulă mor până la urmă. Tense nu-i lasă să plece. De atunci Gabi Maruș cu Yuzuriha se ridică și pun armele la gâtul copacelui și copacelul zice, bă, stați mă, calmați-vă, eu n-am nimic cu voi. Doar că Tense nu moară pe toată lumea care intră pe insulă. Păi și ce sunt Tense ăștia? Cele mai importante ființe de pe insulă. Ia cum la posta de picior, la aruncă în groapă. Ei comandă soșini. Soșini sunt baracudele de am văzut noi în primele episoade. Și ei făceau pe oamenii în flori cu, cu asta se ocupau. Cei pedepsiți de ei nu mor, sunt transformați în flori. Și aici era asta cu frate su. Și crede că morți, dar nu morți, că uite asta deschide ochiul. Și cred că frații ăștia o să mai apară în viitor, cine știe. Ar fi păcat să moară așa de repede că ăsta ce ăsta îi pare interesant ca și caracter. E, și viețele care au fost transformate în flori devin sursa lui Tan. Tan fiind elixirul vieții. Deci viață din viață. Da, mă, că poate așa e legenda, zice eu nu cred că e pe bune. Ba da, mă, e pe bune. Și rupe asta mâna și se regenerează. Și apoi gabimar îndreaptă sabia spre Sakura și zice: "Bă, păi și fata asta e la fel ca Tine. și începe să plângă și Sagiri zice băi, nu îndrepta sabia spre oameni cei nu noi sunt toți la cap, ma? Serios? Păi da. <gântu -i> nu se face așa ceva. Copoceul continuă să spună, chiar dacă voi crede sau nu, locul ăsta chiar este și în senchio. Gabimaru se ducea la baie cu Sagiri după el, că n-a, Senta Dono n-a vrut să se bage locul ei. Și mai vorbesc puțin despre elixir. Gabimaru zice, bă, măcar acum știu unde e elixirul. E în Horai. Elixirul este păzit de tensenii vieții. Și după aia aduc aminte de când au mai vorbit cu Copocelul și cu fata mică. a zis, băi, noi am fost născuți și crescuți pe insula asta de secole. Tot ce vrem este să continuăm să trăim în liniște, fără să ne băzăiți voi. Și ajung ăștia la baie, era Sakura aici, a făcea baie și începe iar să plângă, bineînțeles, a nu știu câtă oară. Gabimaru începe să dezbrace, el zice că în sat la el toată lumea făcea baie în aceeași baie, indiferent de vârstă, gender, toate cele. Și se întoarce Sakura cu spatele și aveau Di, mai și Catricea pe spate. Sagiri se gândea, băi, nu cont că ăștia o baie aici, de ce nu se spală mai bine de atâta? Cred că nu știu să folosească aceste produse pe care le au. Și atunci o ajută pe tipa asta să se spele. De apoi spune lui Gabi să se odihnească acum, cât poate, că după aia o să plece iar la bătălie. După aia o spală pe tipa asta pe păr și zice: dă te nii. Nici ce fain arată, îți place, nu?" Apropo de să se odihnească când poate, Gabi își și aduce aminte de nevastă sa, când îl spăla pe spate acasă. Îi zice că dacă nu te odihnești când poți, o să te prăbușești înainte de bătălie. Și apoi Gabi îi spune ei să nu-și mai ascundă cicatricea cu părul, că lui nu-i pasă, nu-l deranjează, știi? De asta îi zice: "A, păi, ok, nu o făceam din adins, așa îmi place mie să-mi țin părul, dar dacă tu vrei, o să fac așa." <laughs> Și atunci îi spune și lui tipul asta mică că n-ai văzut cicatricea și a zis că dacă te simți jenată să nu mai fii. Easy. A vindecat-o, gata. If you're sad, don't be sad, Gabi Maru. Și Sagiri zice, voi câteodată femeile na, n-au opțiunea asta. Bă, te contrazic. Știu o femeie care are o cicatrice mare, dar nu există alta mai frumoasă decât ea. Mamă, le-a spart pe astea două aici, gata. Apoi pleacă de la baie și Sagiri se gândea, bă, poate că asta nu e o persoană atât de rea, știi? Poate se schimbă puțin câte puțin. În același timp, Gabi Maru se gândea la cum era el înainte, când era rău, rău de tot. E în contrast total cu Sagiri. Și așa se episodul. Deci episodul care vine a să fie pe superacțiune, că acum am aflat informații. Și meu asta până acum a fost numai acțiune. Așa că abia aștept episodul următor. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Dacă vreți să vedeți reacția la acest episod și la o grămadă de anime-uri, intrați pe Patreon. Linkul este în descriere. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like și subscribe. Și ne au de mâine cu un nou clip.